A fost o noapte lungă pentru Partidul Social Democrat. Viorica Dăncilă a anunțat la finalul unei ședințe tensionate a Comitetului Executiv al PSD, ce a durat aproape 6 ore, că și-a dat demisia din funcția de președinte al PSD. Partidul are de acum o conducere interimară, în persoana liderului de la Buzău, Marcel Ciolacu, președinte al Camerei Deputaților. Acesta va conduce partidul până în februarie, când va avea loc congresul ordinar. Marcel Ciolacu și-a anunțat echipa cu care va coordona partidul în următoarea perioadă, el desemnându-l drept secretar general pe Paul Stănescu. Cu toții ne-am asumat multiplele greșeli pe care le-am făcut și am ajuns la concluzia că trebuie o resetare a partidului și nu făcut un măcel sau cum se aștepta ca până acum să pice capete. De fapt și de drept n-a picat niciun capăt astăzi și iarăși o premieră pentru Partidul Social Democrat. Fostul lider se regăsește în echipa partidului ca și președinte la doamne. Am ales, în primul rând, secretarul general, cel care este garantul normalității într-un partid și primul obiectiv care ne-au mandatat colegii este acela de a organiza congresul, unde vor fi alegerile normale. Alături de domnul Paul Stănescu, automat, au intrat toate cele 5 județe care au câștigat conform principiului meritocrației, care au câștigat alegerile și în al doilea tur de scrutin. Marcel Ciolacu a declarat că primul obiectiv pe care îl are ca lider interimar al PSD este organizarea congresului ordinar, unde vor fi alegeri normale, în urma cărora va fi ales noul președinte al Partidului Social Democrat. Congresul ordinar al PSD a fost stabilit să aibă loc în luna februarie a anului viitor. În aceste condiții este de așteptat ca și la Buzău să aibă loc schimbări la nivelul organizației județene a PSD, având în vedere că până marți Marcel Ciolacu era președintele social-democraților buzoieni.